Ne apucăm să și turnăm acum betonul aici la extinderea noastră. Aici avem o grindă. Până aici a fost un stâlp, de aici nu o să mai fie stâlp în sus. Doar acolo pe colț va veni unul și pe acest colț încă unul. Avem niște fier aici pus, nu el foarte ordonat, foarte estetic, pentru că aici avem niște bări de 16 care vin de acolo din zid. Trebuia să fie acolo sus, trebuia să fie nivelul, dar dacă urcam acolo, trebuia să urcăm și nivelul din toată casa încă 10 cm și atunci le-am îndoit în jos. Betonul nu știu dacă o să le acopere, pentru că vine la nivelul acestui vinclu betonul și nu știu dacă o acoperi, dar nu cred eu că este vreo problemă. Cum am zis, avem niște bări de 16, aici avem niște bări de 10, două rânduri de plasă de 4, ce am avut pe aici, repet, lățimea este mică, 90 de centimetri care rămân în aer ca să extindem o mică baie de serviciu. Aici am pus și țeava pentru canalizare, pentru WC-ul. Aici va veni un mic perete frumos. Cam asta e povestea, repet, nu este ceva foarte unde o să fie greutate, și aici o să fie greutate pe partea asta, pentru că vine un zid de cărămidă pe 25 și atât ai tot. Restul va fi o extindere pentru o baie de serviciu și ne apucăm să turnăm beton. Și cam așa arată betonul nostru turnat. Aici am lăsat un pic de loc pentru că va veni o rigolă pentru duș, pe cabina de duș. Aici e țeava pentru WC, aici au rămas mustățile, dar nu o să mai fie stâlp, cum am zis, pentru că avem deja acolo unul și în partea asta la altă unul. Avem un zid de nici 2 metri până sus. Și cam asta e povestea. Aici avem, se sprijină betonul pe zidul vechi, am mai spart și acolo, a fost spart din capăt în capăt unde se îmbină la fel. Aici va veni o ușă, la fel betonul trece pe sub cărămidă până pe fundația veche și cam asta e povestea de pe aici.